Am slăbit 50 de kilograme! Salut! Sunt Otto de la Miere TV, iar astăzi a terminat săptămâna 29 din Otto slăbește sezonul 4. Urșii mei, bine ați venit la cea mai șmecheră transformare corporală și singura transformare documentată și singura transformare live din toată lumea asta. Am documentat fiecare săptămână, am filmat absolut toate mesele, am filmat cântarul oficial din fiecare săptămână, v-am dat o grămadă de sfaturi și ați văzut în timp real exact cum am slăbit. Și pot spune că nu a mai făcut nimeni acest lucru până acum. Este ceva senzațional, este ceva unic și vom scrie istorie cu aceste clipuri. Săptămâna aceasta am reușit să ajung la 50 de kilograme slăbite, urșilor, nu îmi vine să cred. Visul meu de acum 2 ani jumate de când am început aceste vloguri, în sfârșit a prins contur și pot spune că am încheiat un capitol din viața mea. Cu această ultimă săptămână am încheiat un capitol frumos care a început acum 2 ani jumate în care eram obez și ați văzut cum am ajuns de la un obez de 146,4 kg la un urs plin de mușchi, mult mai sănătos, mult mai atletic și bineînțeles mult mai inteligent, pentru că am învățat și eu foarte multe lucruri din aceste perioade de slăbit. Vreau să vă rog să nu uitați să lăsați un like și un comentariu la acest clip, pentru că pe mine mă ajută foarte mult și YouTube-ul va recomanda clipurile acestea altor persoane să vadă și ei transformarea aceasta, să se motiveze și ei să ajungă urși exact ca și noi. Și bineînțeles vreau să vă mulțumesc tuturor urșilor care mă urmăriți, tuturor care m-ați încurajat până acum și care ați fost alături de mine în această transformare, în această călătorie de peste 2 ani jumate și tuturor care ați avut încredere în mine. Așadar, fără alte comentarii, haideți să intre mesele, să vă luați cea mai tare doză de motivație și de inspirație de pe tot YouTube-ul ăsta, să vedeți tot ce am făcut săptămâna aceasta și să învățați o grămadă de lucruri despre slăbit și despre masă musculară, ca să puteți face și voi o transformare corporală poate chiar mai șmecheră ca a mea. Bună dimineața, urșii mei! Începem săptămâna 29 din singura transformare live și documentată din lume, mai voioși și cu speranța că vom slăbi și vom ajunge la 50 de kilograme slăbite săptămâna asta. Va fi ceva extraordinar și îmi doresc foarte mult să ajung la 50 de kilograme slăbite și sunt foarte încrezător că voi reuși. Dacă săptămâna trecută am reușit să slăbesc după ce am mâncat o grămadă de prostii, săptămâna asta sunt sigur că voi slăbi, pentru că nu am mâncat așa multe prostii în weekendul acesta. Am mâncat super curat, super ok. Și acum începem săptămâna cu o cafeluță, cu o linguriță de miere de rapiță, cu suplimentele mele apicole, pentru că vreau să fiu urs și numai așa puteți deveni și voi urși dacă consumați suplimente apicole. Vă dați seama, ar fi a doua oară când voi slăbi 50 de kilograme, dar de data asta am filmat tot și am documentat tot și am făcut singura transformare live, singura transformare documentată din lume. Ceva ce nu s-a mai făcut până acum nicăieri în lumea asta. Urșii mei, m-a sunat șeful bucătar, trebuie să plec la Vâlcea pentru că la 3 trebuie să iau de la serviciu și mi-am luat să mănânc în mașină un din ăsta, un baton proteic și o banană. Înțelegeți voi? Pentru că nu mai am timp să iau micul dejun și totuși vreau să mănânc ceva înainte să trag de fiare, pentru că nu se poate altfel. Adică se poate, dar vreau eu. Sunt obsedat cu chestia asta. Să mănânc niște proteină înainte să trag de fiare, da? Și dacă nu mai avem timp, suntem pe fugă. Cea mai bună soluție este un baton proteic și o banană, un fruct, da? Haideți să mergem la sală să ne antrenăm, pentru că vreau să mă antrenez foarte tare și astăzi. Vreau să tragem tare de tot și astăzi, fraților.
S-a făcut ora 4 și este timpul pentru a doua masă cu proteină pe ziua de astăzi. O să mănânc mai repede, dar abia am venit de la sală și vreau să mănânc pentru că am avut o masă foarte mică înainte de 300 de calorii până să plec. Așa că mi-am pus o ciorbă destul de mare, o ciorbă dublă. Ia uitați cât este pe lângă castronul ăsta. Nu știu dacă vă puteți da seama. Este mult mai mare castronul ăsta al meu, da? Deci avem aici o porție dublă, mi-am pus 3 bucăți de carne ca să am proteină. Ia uitați aici o bucățică de pui. Altă bucată de pui, cred că sunt de la aripi astea. Și aici mai avem o pipotă. Pipotă, ce-mi place pipota. Super bună pipota. Ia uitați. Avem și fidea, avem multe legume, morcov foarte mult văd aici, da? Ardei gras, roșu, probabil care și ceapă. Foarte bună ciorba asta, este săptămâna trecută. O să mănânc cu 2 felulețe de pâine din asta neagră de velpitar. Sau poate chiar 3 feliuțe să văd dacă mi-ajung 2 feliuțe. Vă urez poftă bună și ne vedem după aia la următoarea masă, pentru că eu o să mă bag la cardio după ce o să mănânc. Trebuie să facem pași, nu este suficient doar antrenamentul greutății. Da? Trebuie să facem și astăzi minim 15.000 de pași. A fost foarte bună ciorba, a fost foarte bună și carnea. După cum puteți vedea, am lins-o imediat, în câteva minute, și vreau să vă mai spun doar atât, ca să fie clar pentru toată lumea. Dacă aveți o masă mică de 300-400 calorii, puteți mânca după 3 ore, nu trebuie să stați 5-6 ore. Dacă aveți o masă mai mare înainte, puteți să așteptați mai mult, da? 4, 5, 6 ore, nu este nicio problemă. Nu trebuie să mănânci la ore fixe, nu trebuie să ai distanță egală între mese, este foarte simplu. Așa, fetițo, ai venit cu mine să facem cardio, hai! Hai! Hai, fetițo, hai! Așa, hai să facem mișcare, să slăbim! Hai, purcelușa mea, hai! Hai, mă, ce faci acolo? Vrei să-ți faci nevoile? Maia? Maia? M-a părăsit. A plecat. Maia! Hai, Maia, hai! Hai, Maia! Hai, fetițo, hai! Hai, fetițo, hai! Haide! Hai, că rămâi în urmă mereu! Hai! Maia! Ce faci, mă, purcel? Ce faci, mă, purcel? Ia uitați-o pe purcelușa mea. Bă, vrei din coadă? Hai, te vezi la mine? Te vezi la mine? Maia, ia să vedem maxilarul. Ai dinții mari, ia. Arăți dințișorii? Arăți dințișorii? Stai, fată! Ce faci? Vrei să te mângâi? Nebunul! Bate Cuba! Bate Cuba! Bate Cuba! Hai, bate Cuba! S-a făcut ora 6 urșilor și avem aici o caserolă plină cu pepene galben. Am făcut 7.000 și ceva de pași. Facem o pauză acum, ne hidratăm, mâncăm pepene, da? Nu mai am nici baterie la telefon, trebuie să mâncare telefonul. Nu știu dacă se vede prea bine pentru că nu mai pot să folosesc blitzul. Avem aici un kilogram și ceva de pepene galben, foarte bun și pepenele galben. Are la fel ca cel roșu 30 de calorii pe 100 de grame, adică un kilogram are decât 300 de calorii. Am venit la masă, s-a făcut ora 8. Și este timpul pentru a treia masă pe ziua de astăzi. Ia uitați, avem aici piure. Ăsta ce? E usturoi, dacă vrei să Usture. mănânci, uite, fac cu ficăței. A, să punem așa peste ficăței. Da, Pune. dacă vrei. Pun. Pune, da. Aici ai făcut salată de roșii. Ficăței la cuptor. Îți pun sos peste piure? Da, pune și niște sos. Hai să mâncăm, pentru că mi-este foame. Am reușit să fac astăzi 15.000 de pași. Aici se pregătesc ficăței. Așa, mi-a pus și sos, și cărniță din sos. Și avem aici și ficăței. Să-i tragem mai aproape. Și să mâncăm. Ia uitați, ce masă faină. Vă urez poftă bună. Foarte bună mâncare. Am terminat toată cărnița din sos. Asta vreau să vă arăt. Și acum trecem la ficății ăștia. Ficății sunt foarte buni, să știți. Am multă proteină, mi-mi place carne, îmi plac și ficații și o să mă bag aici câțiva ficații cu usturoi. Ia să vedem. Da, hai că mai îmi pun dacă mai trebuie. Da, cred că sunt suficienți. Am mâncat foarte multă carne la masa asta
Și roșiile astea sunt foarte bune de la noi în grădină. Extraordinar! S-a făcut ora 2 noaptea, iar pentru ultima masă avem aici 3 banane și o budincă din asta proteică, da, cu 40 de grame de proteină. O să mănânc destul de mult la masa asta, pentru că o să dorm și mai târziu. Nu adorm chiar acum, adorm pe la 5-6 dimineața, mi-am schimbat programul de somn. Asta este, avem aici vreo 600-650 de calorii, dar nu-mi fac greși că mă voi îngreșa. Este a 5-a masă pe ziua de astăzi și a 4-a masă cu proteină. Afară plouă foarte tare, cred că auziți, am ușa deschisă. Vă urez poftă bună și somn ușor. Ne vedem mâine. Neața, neața, urșilor. Este ora 1:30. Am reușit să mă trezesc și eu. Haideți să pregătim aici cafeluța cu o linguriță de miere de rapiță. Am dat și pe lângă, ia uitați. Am pus o linguriță de miere de rapiță în cafea pentru că este extraordinară. Este musai să consumați produse apicole dacă vreți să fiți urși. Iar mierea asta de rapiță nu schimbă gustul cafelei. Deci este ceva extraordinar și are foarte multe beneficii pentru corpul omenesc. La fel ca și celelalte produse apicole. Păstură, apicomplet. Apicompletul ăsta este un energizant. Este un produs care are foarte multe componente, da, de la albinuțe. O să-mi beau cafeluța, o să mănânc și suplimentele apicole, să prind energie, să fiu puternic și apoi fugim la sală, pentru că m-a sunat șeful bucătar, m-a trezit și trebuie să mă duc să-l iau din oraș, da? După ce termin sala. Așa că nu o să am foarte mult timp la dispoziție să mă antrenez, o să facem un antrenament scurt de spate astăzi și după aia mergem la KFC și la cumpărături, exact cum am făcut săptămâna trecută. Și probabil că o să iau o din aia de 20 de aripioare de la KFC, pentru că este marți și este foarte ieftină. 20 de aripioare, 20 de lei, mi se pare super, super bine. Am ajuns acasă, haideți să facem o farfurie aici, să ne facem și noi o porție cu KFC. Am luat iarăși KFC, v-am zis că mă duc la cumpărături și o să cumpăr iarăși. Haideți să ne punem aici niște aripioare. Câte avem? 4, 5, 6. Cred că ajung 6 aripioare. Avem aici sosuri, tot de la KFC, de luat așa din magazin, din market. Avem ketchup dulce de la Tommy de data asta și 2 felițe de pâine. Pâine s-ar putea să mai mănânc una, să vedem. Haideți să mâncăm, pentru că s-a făcut ora 4, v-am zis, și mi-este foame. Mi s-a făcut foame. Poftă bună, vă doresc. Sunt foarte, foarte bune aripioarele astea de la KFC, însă au foarte mult ulei, sunt foarte uleioase. Și aici mi-am mai scos o feliuță de pâine, da? Pentru că deja am terminat 2 felii de pâine. Asta este a 3-a felie de pâine pe care o mănânc. Mai am 3 aripioare, trebuie să bag multă pâine pentru că sunt foarte uleioase, sunt destul de grețoase. Prefer să mănânc oricum aripioare din acestea pentru că totuși au și ceva proteină decât ciocolată, de exemplu. Ciocolata nu are deloc proteină. Dar în orice caz trebuie să aveți și voi grijă dacă mâncați. Cât te mâncați, da, să nu mâncați o găleată din asta întreagă, să nu mâncați în fiecare zi, să vă faceți poftă așa la câteva zile, la o săptămână. Și bineînțeles să faceți multă mișcare, da? Pentru că eu astăzi am fost la sală și acum vreau să fac cardio. După ce voi mânca aripioarele astea, mă bag să fac 2 ore de mers pe jos. Dacă vreți să mâncați ce vreți, mai mâncați și chestiile acestea din când în când, trebuie neapărat să faceți mișcare. Pentru că dacă sunteți sedentari și nu vă mișcați deloc, va fi foarte greu să slăbiți doar din dietă, la un moment dat nu veți mai slăbi. Și vă veți înfometa foarte tare și nu veți putea mânca lucruri din acestea. Și apoi când reveniți la stilul vostru de viață după ce renunțați la dietă, o să vă îngrășați la loc. De unde știu? Pentru că și eu am trecut prin chestia asta de foarte multe ori, credeți-mă. Ia uitați ce ploaie a venit! Am apucat să fac decât 6500 de pași. Mamă, 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 cum plouă! Foarte rău plouă, să știți. Nu știu dacă se vede prea bine pe cameră, dar plouă foarte tare. Așteptăm să se termine ploaia asta și după aia poate putem să mai facem niște pași, poate ne lasă să mai facem niște pași, da? Ia uitați cum plouă și cum tună! Mamă, mamă! Doamne! Asta e ploaie din aia așa de Sfântul Ilie, pentru că astăzi este Sfântul Ilie și îi dă cum trebuie, cu tunete, cu fulgere, cu ploaie, cu vânt. Aoleu! Mamă, mamă! Plouă și aici, înăuntru. Vai de capul meu, intru înăuntru că nu mai pot. A trecut foarte repede ploaia, urșilor. A fost o ploaie așa scurtă de vară, dar foarte intensă. Și acum facem cardio, ne facem restul de pași, da? Până la 15.000, minim 15.000 de pași în fiecare zi. S-a făcut ora 8, urșilor, și este timpul pentru următoarea masă. Haideți să vedem ce avem aici. Ia uitați, avem o caserolă din asta imensă de pepene roșu. Are peste 1,5 kg. Este caserolă din aia mare, v-am mai arătat și în clipul de săptămâna trecută. Și aici lângă, ce avem aici lângă?
Încă o caserolă de pepene, numai că aceasta este micuță, este o caserolă de înghețată și avem pepene galben aici. Deci avem în jur de 2 kg de pepene, adică undeva la 600 de calorii. M-a ținut foarte bine masa de dinainte, pentru că a fost foarte bogată în calorii, dar nu putem să mâncăm numai prăjeli și numai chestii din acestea foarte bogate în calorii, da? Cu foarte multe grăsimi, trebuie să mâncăm și lucruri sănătoase. Azi la KFC am avut o limită, am mâncat cât de cât puțin, n-am mâncat toată găleata aia. Însă la fructe nu avem nicio limită. La fructe putem să mâncăm cât de multe vrem, pentru că nu o să ne îngreșăm. De ce? Pentru că au foarte multă apă. Pepenele are peste 90% apă și foarte puține calorii. Am reușit să-mi fac pași, am făcut peste 2 ore de pași. Astăzi am ajuns la 15.000 de pași. M-am cam deshidratat și vreau să consum foarte mult pepene acum, pentru că nu este bine să stați deshidratați. Și pentru că este sănătos, fructele sunt sănătoase, au vitamine. O să mănânc masa asta acum, după care o să intru la baie să fac o baie în cadă și apoi vom coborâ să vedem ce mâncăm, ce a pregătit șeful bucătar de mâncare pentru seara asta. Și 20 de minute mai târziu, pepenii sunt rași. Am reușit să termin, urșilor, și sunt super full acum, mă simt super bine. Sunt super hidratat și super vitaminizat. S-a făcut ora 10 și este timpul pentru următoarea masă. Avem aici un sos, ia să vă arăt eu. Niște carne de pui făcut de șeful meu bucătar. Avem 2 bucăți de carne, vedeți? Și lângă avem un castravete din ăsta la saramură. O să mănânc cu niște pâine. O să iau de aici 3 felii de pâine și o să le facem așa mici și le amestecăm în sos. Pentru că nu avem garnitură. N-am mai făcut piure sau alte garnituri. Punem așa aici. A? Așa, mâncam când era mic. Îmi place. Pâine cu sos și cu niște murături. Cam asta este masa, s-a făcut cam târziu, dar nu mi-a fost foame. O să vin mai încolo să mai mănânc, la noapte să vedem ce mai mâncăm, pentru că aș vrea să mai iau totuși o masă până adorm. Bună dimineața, este ora 7, m-am trezit super devreme astăzi. Aseară am adormit la ora 12, n-am mai mâncat nimic. Am adormit foarte repede și este foarte bine pentru că astăzi a trebuit să mă trezesc de dimineață pentru că am treabă, trebuie să mergem la stupi, trebuie să mă duc cu taică-mea la stupi să tragem miere, trebuie să oprim și rame pentru faguri, să tăiem faguri pentru clienții noștri. Așa că trebuie să ne pregătim, avem o oră la dispoziție până la ora 8 să ne bem cafeluța, să ne luăm produsele apicole și să-mi pregătesc micul dejun să mănânc ceva înainte să plec. Ok, mi-am pregătit micul dejun, am făcut aici niște cârnați cu 2 ouă și cu niște ciuperci. Am pus niște cașcaval din asta de horezu, niște brânză din aceasta de horezu, da? Foarte bună. Și aici avem o roșie de la noi din grădină, o roșie foarte mare. Dar am încercat să o strâng așa cât mai mult ca să-mi intre ouăle. O să iau și niște pâine din asta și o să mă pun să mănânc. Vă urez poftă bună. S-a făcut ora 4, urșii mei, am venit de la stupi. N-am tras foarte multă miere, pentru că am recoltat foarte mulți faguri, da? Am luat ramele așa, pline, întregi. Le-am luat să le păstrăm în camera de refrigerare, să le tăiem și să le vindem ca faguri pentru clienții noștri, pentru că foarte mulți oameni preferă fagurii, le plac foarte mult fagurii. În fine, am mâncat și vreo 2 sandvișuri, n-am mai filmat. Iar aici avem o ciorbă, da? Ultima porție de ciorbă. Avem aici puțină carne de pui. Niște piept, așa cred că este ăsta, cam așa pare. Avem și o jumătate de aripioară așa ruptă pe aici. Avem fidea, v-am mai arătat eu ciorba asta, da? Multe legume, o să mănânc cu 2 felii de pâine și apoi vreau să mă odihnesc, să stau un pic, să mă relaxez și după aia trebuie să lucrez la un clip, pentru că joi vreau să pun un clip pentru voi, adică mâine. Este un clip filmat de foarte mult timp, de vreo 2-3 săptămâni și n-am avut timp să-l editez. Au apărut mereu alte idei, alte clipuri și l-am lăsat la amânat. Și bineînțeles că astăzi nu mă voi duce nici la sală, să vedem dacă voi face și pași, pentru că am făcut destul de mulți pași pe acolo, pe câmp. Și cam asta este, ne vedem la următoarea masă. Ia uitați ce am eu aici, urșilor! Sunt foarte, foarte bune astea. Turtă dulce de Sibiu, de la Boromir. Extraordinar de bună este. Are 400 grame punga asta și o grămadă de calorii. Hai să vedem câte calorii are. Deci pe 100 grame de produs, 341 de calorii. Și dacă are 400 grame, cât înseamnă asta? 1360, ceva de genul. Deci peste 1300 de calorii, toată punga asta. Ceva extraordinar, dar și foarte multe calorii. S-a făcut ora 9:30, urșii mei, am dormit puțin, am dormit vreo oră jumătate și este timpul să mâncăm acum. Ia uita ce masă șmecheră avem aici. Avem roșii de la noi din curte cu brânză de oaie. Brânză de oaie! Arată foarte, foarte bine. O să o amestecăm așa puțin. Este foarte bună salata asta, îmi place foarte mult.
Și aici a făcut mama sita, a făcut șeful bucătar, cartofi la cuptor, tot așa cu brânză de oaie. Brânză de oaie. Și aici niște cârnați lângă. Abia aștept să mănânc, arată foarte bine. Avem foarte multă salată, avem foarte mulți cartofi și cârnați mai puțin, da? Trebuie să păstrăm totuși o proporție așa. Deoarece cârnații au cele mai multe calorii, nu avem așa foarte mulți. Vă urez poftă bună și ne vedem la următoarea masă, să vedem dacă mai mănânc ceva în seara asta. Pentru că este posibil să adorm tot așa mai devreme, cum am adormit și aseară. Bună dimineața, urșilor! Este ora 10 astăzi, m-am trezit super devreme. Am reușit să mă trezesc super devreme pentru că am adormit aseară pe la ora 1, ceea ce este super tare. Avem aici o cafeluță și o să începem ziua cu produsele apicole și cu o cafeluță, exact cum am obișnuit, da? Cafeluța să mă trezească, mierea să-mi dea energie și să fiu sănătos, păstura la fel, apicompletul la fel, mă ajută foarte mult cu sănătatea, mă ajută foarte mult să fiu puternic ca un urs și să încrez masa musculară pentru că păstura și polenul, dar polen nu am aici, polen este în acest apicomplet. Deci păstura și polenul au peste 40% proteină, de cea mai bună calitate. Așa că vă recomand tuturor să consumați produse apicole, să consumați câte o linguriță, două de miere, câte o linguriță de polen, o linguriță de păstură, o linguriță de apicomplet, ce vreți voi, da? Nu mai consumați, fraților, consumați pentru că sunt extraordinare aceste produse apicole și nimeni nu vă spune cât de bune sunt, nimeni nu vă recomandă să consumați așa ceva pentru că habar nu au. O să mai îmi pun o linguriță de miere pentru că n-a fost chiar așa plină prima linguriță și dacă nu mă credeți cât de bune sunt aceste produse apicole, intrați pe Google și vedeți acolo, da? Citiți despre ele pentru că este foarte simplu în ziua de astăzi să vă informați. Nu trebuie să mă credeți pe mine pe cuvânt, nu trebuie să le cumpărați de la mine, cumpărați de oriunde vreți voi, documentați-vă și consumați, pentru că sunt extraordinare. Iar dacă nu aveți o sursă de încredere de produse apicole, puteți comanda de pe site-ul meu, pentru că acolo găsiți cele mai șmechere produse apicole din țară la cele mai bune prețuri. Aveți zeci de reduceri acolo pe site, da? S-a făcut ora 2, urșilor, am venit de la sală și nu am mâncat nimic până acum. Am luat-o și pe mama sita, mi-am luat șeful bucătar și mi-a spus că nu are mâncare, nu a făcut nimic de mâncare. Așa că am trecut pe la McDonald's, pentru că am văzut că au ieșit doi hamburgeri noi la McDonald's și avem aici cei doi hamburgeri, unul de vită, nu știu exact cum se numesc, beef fantastic și chicken magnific, ceva de genul ăsta. Și aici mi-am luat niște din astea, niște nuggets-uri de gouda, brânză gouda, ceva nou. Da. Bune, da. Am pregătit aici setup-ul, pentru că vreau să filmez, vreau să fac un clip din automănâncă cu hamburgeriștea noi. Și probabil că o să-l vedeți până când apare clipul ăsta. Cartofi prăjiți nu mi-am mai luat, pentru că știu cum sunt cartofii prăjiți, da? Nu-mi trebuie cartofi prăjiți din aia boschetar de la ei. Și nici suc nu mi-am luat, pentru că meniul este 29 de lei, 130 de lei. Am Pepsi Zero, nu-mi trebuie sucul lor boschetar. Și dacă vreți să vedeți mai multe detalii despre acești hamburgeri, dacă mi-au plăcut, dacă merită sau nu, puteți să vedeți clipul din Otto mănâncă cu acești doi hamburgeri, da? Am terminat de mâncat urșii mei, după cum puteți vedea, a mai rămas un pic dintr-un hamburger și o din asta. Dar probabil că o să le mănânc și pe astea. M-am săturat, ce pot să zic, sunt sătul, sunt full. Acum trebuie să mergem să ardem caloriile astea, pentru că un hamburger din ăsta are în jur de 600, poate chiar 700 de calorii, plus prostiile astea prăjite. Deci am mâncat peste 1200 de calorii la masa asta, între 1200 și 1500 de calorii. Am ars decât 200 de calorii, să zic, la sală și acum vreau să mă duc să fac cardio, să facem vreo 2 ore jumate de cardio, să mai ardem vreo 800-900 de calorii, da? Pentru că vreau să slăbesc săptămâna asta, chiar dacă mănânc prostii din acestea, chiar dacă mai mănânc tâmpenii, ați văzut că nu am cea mai curată dietă, dar sportul nu trebuie să lipsească. Cu atât mai mult, dacă mănânci chestii din astea, trebuie să faci sport. Așa că mă voi duce acum direct să fac cardio, fraților, să merg prin curte, să fac pași și să fac și astăzi peste 15.000 de pași și să reușim să slăbim săptămâna asta, să ajungem la 50 de kilograme slăbite. S-a făcut ora 5 jumate, urșilor, am făcut 8.000 de pași, am mers o oră și ceva pe jos și acum este timpul pentru o pauză. Avem aici 8 caise și o banană. Banana este un pic cam coaptă, după cum puteți vedea, am luat-o din frigider. Pauză de fructe, da? Mâncăm fructe pentru că sunt foarte bune fructele și mi-am dat seama că ieri nici nu am mâncat fructe. Nu mi-este foame, încă mai am hamburgeria aia în stomac, dar fructele astea fiind reci și fiind așa răcoroase, intră la fix, mai ales pe căldura asta. Vă urez poftă bună și nu uitați să mâncați fructe, da? Ia uitați aici cât aroșia. Tot așa să vedeți cât e pe lângă pumnul meu.
S-a făcut ora 7 jumate, urșilor, am făcut 18.000 de pași și mi-am luat aici o caserolă de pepene, avem un kilogram și ceva de pepene. Șeful bucătar face o ciorbă proaspătă, dar probabil că o să mănânc mai târziu pentru că încă nu mi-este foame, sunt obosit, sunt transpirat, vreau să mă hidratez cu niște pepene din ăsta delicios și luăm următoarea masă cu proteină mai încolo, da? S-a făcut ora 9 jumătate și este timpul să mâncăm o ciorbiță proaspătă făcută de șeful meu bucătar. Ia uitați aici câte legume avem și câtă cărniță avem, da? Pentru că avem nevoie de proteină și de legume pentru că sunt foarte sănătoase. O să mănânc așa fără pâine și după aia o să mai coborăm mai încolo peste vreo 2-3 ore să mai mâncăm odată. Ai mei și-au făcut acum cartofi prăjiți de seară și i-am zis să-mi facă și mie șefului bucătar, i-am zis să-mi facă și mie o porție, dar o să vin mai încolo să mănânc, da? O urez poftă bună. Haideți că mâncăm acum urșilor, pentru că maică mi-a înțeles că să-mi facă și felul de acum. Ia uitați, mi-a făcut aici salata de roșii cu brânză de oaie. Brânză de oaie. Ia uitați ce bine arată salata asta, este extraordinară. Aici avem o pulpiță cumpărată din oraș, la rotisor. Și acum se fac cartofii prăjiți. Haideți să vă arătăm aici. Ia uitați, asta ce este porția mea. I-au mâncat și a zis să-mi fac acum, așa înțeles. Dar nu este nicio problemă că o să mâncăm acum. Oricum nu m-am umflat așa tare de la ciorba aia. Am mâncat-o fără pâine și n-aș vrea să rămânem mâncat, da? Mâncăm când se pune masa și nu mai comentăm. Așa, îi tamponăm puțin să mai scoatem din uleiul ăsta în exces. Așa, i-am pus aici în farfurie, avem și pulpița, i-am pus și puțin sos de usturoi de la KFC și aici avem salata de roșii cu brânză, da? Vă urez poftă bună tuturor! Asta este masa de la ora 9.30, s-a făcut aproape 10 până am pregătit noi masa și este posibil să mai iau o masă mai încolo, mai la noapte, să vedem. Poate mai mănânc o budincă din aia proteică, dacă nu ador. Bună dimineața, urșilor! De fapt, bună ziua, pentru că este ora 2 după masa. M-am culcat foarte târziu de dimineață, pe la 5.30 am adormit și acum este ora 2. M-am trezit, am dormit foarte bine, avem aici cafeluța, avem miere de rapiță, nu prea mai este miere de rapiță, trebuie să mai luăm un borcan. O să mai pun o linguriță pentru că am luat foarte puțină. Ați văzut că eu consum în fiecare dimineață cafea, îmi place foarte mult cafeaua, îmi place și mierea asta de rapiță pentru că nu schimbă gustul cafelei. Are gustul exact ca și când ai pune zahăr. Da, cafeaua este la fel ca și când ai pune zahăr, nu-i schimbă deloc gustul și este mult mai sănătoasă decât zahărul și are și mai puține calorii. Iar aici avem suplimentele apicole, păstură, apicomplet. Trebuie să consumați și voi, urșilor, produse apicole pentru că sunt foarte sănătoase și mai ales dacă vreți să faceți și o transformare. Iar pentru că am mâncat foarte multe prostii zilele acestea, azi noapte n-am vrut să mai mănânc nimic până am adormit. M-am tot păcălit așa, m-am mai făcut câte un ceai, am băut vreo 2-3 ceaiuri și până la urmă am reușit să nu mai mănânc nimic. Și zic eu că este foarte bine, pentru că v-am zis, am mâncat foarte multe prostii, foarte bogate în calorii și vreau să slăbesc, fraților, săptămâna asta. Nu vreau să mai mănâncesc cu perioada asta de slăbire, pentru că deja sunt de 29 de săptămâni. Asta e a 29-a săptămână, vă dați seama, înseamnă că sunt de 6 luni la dietă. Asta e cea mai lungă perioadă de dietă care am stat vreodată, cred. Din cele 4 sezoane, sezonul ăsta a fost cel mai lung. Și cred eu și cel mai șmecher, cel mai fain, cel mai informativ, cel mai bine realizat, cu cele mai multe informații, cel mai bine editat și cu cele mai bune rezultate, bineînțeles. Pentru că am învățat și eu, pe parcursul sezoanelor, am tot învățat și eu cum să slăbesc, cum este mai bine. Și sper că am reușit să vă motivez și pe voi să începeți o perioadă de transformare. S-a făcut ora 2.30 și este timpul să mâncăm, urșilor, pentru că după aia trebuie să plecăm la sală. Avem aici o roșie de la noi din curte, avem niște brânză de oaie. Brânză de oaie. Avem 3 filuțe de pâine din asta neagră. Aici avem niște salată de icre, foarte bună. Aici a făcut șeful bucătar niște chifteluțe. Și aici avem niște muși din asta file. Astăzi m-am trezit cu foame, pentru că v-am zis azi noapte nu am mai mâncat nimic. Vă urez poftă bună și ne vedem la următoarea masă. Am mâncat, a fost foarte bun. Ia uitați pe rostogol. Ia uitați-l pe băiețelul meu, ce voios e. Ce bine s-a făcut. Ce faci, mă, frumosule? Este mânghi. Hai că plec, mă duc la sală, rosto. Ia uitați ce bine. Nu m-ai umflat deloc. Bă, frumosule, te-am salvat, mă, te-ai făcut bine, mă. Te-ai făcut bine, mă, rostogol. Hai sus. Hai, vino aici. Așa. Vino aici.
S-a făcut ora 6 ori și lor am venit de la sală, aici mi-am pus niște ciorbă la încălzit și până se încălzește ciorba asta, vreau să facem un hamburger românesc, da? Ia uitați aici, am pregătit două felii de pâine cu muștar și cu ketchup și aici avem din astea, chiftele. Foarte bune, am mâncat câteva și de dimineață, îmi plac foarte, foarte mult și vom face așa un hamburger românesc. Ia uitați, am făcut și vreo 5.000 de pași astăzi. Trebuie să mai fac oricum, după ce voi mânca masa asta, să mai facem pași. Vă las, vreau să mănânc ăsta și după aia vă arăt ciorbița, după ce mi-o pun. Ia uitați, mi-am pus și ciorba, haideți să vă arăt câtă carne avem aici. Câtă carne de porc avem aici, fraților. Ia uitați, nu știu dacă vă puteți da seama, dar cred că am aici 15 bucățele din astea de carne. Pentru că sunt carnivor și pentru că îmi place foarte mult carnea și n-am nevoie pentru masa asta musculară. Ia uitați ce e aici. O nebunie și o să mănânc fără pâine pentru că deja am mâncat două felii de pâine mai devreme cu hamburgerul ăla. Vă urez poftă bună și ne vedem la următoarea masă. Ce e aici? Nu vine să cred. Macaroane cu brânză cu stafide și cu zahăr vanilat. Mamă, mamă, ce porție aici. Care e a mea? Aia din stânga? Asta e a mea? Hai să ne luăm și noi porția și să mergem sus, urșilor. S-a făcut ora 10 și este timpul pentru a treia masă pe ziua de astăzi. Ia uitați ce mișto arată macaroanele astea. Superb, superb. Mâncăm pastele astea delicioase, urșilor, și ne bucurăm de ele. Și bineînțeles, ne uităm la Jocurile Olimpice. Au început Jocurile Olimpice. Știați? Dacă nu știați, să vă uitați și voi dacă vă plac. Vreau să vă spun doar atât. Pastele, pe 100 de grame, au în jur de 350 de calorii, da? Între 350 și 400 de calorii. Dar în momentul în care le fierbeți, în momentul în care le gătiți, ele absorb de 3 ori greutatea lor din apă. Așadar, 100 de grame de paste nefăcute, după ce le gătiți, au 400 de grame. Deci 100 de grame de paste gătite au undeva la 100-100 și ceva de calorii. Poate mulți nu știați lucrul acesta și am vrut să vă explic, da? Acum vă las, vreau să mă bucur de masa asta, care probabil o să fie și ultima masă din săptămâna aceasta, pentru că este deja ora 10 și nu vreau să mai mănânc până mâine, până la cântarul oficial. Mâine vreau să mă cântăresc, după aia să filmez intro-ul, să filmez outro-ul și duminică la ora 12 o să vedeți clipul cu săptămâna 29. Doamne ajută să slăbesc, să ajungem la 50 de kilograme slăbite și să scriem istorie, urșilor. Singura transformare documentată, singura transformare live din lume în care am slăbit 50 de kilograme. Dacă nu o să fie săptămâna asta, cu siguranță săptămâna viitoare voi slăbi și tot vom intra în istorie. Vom fi primii care am făcut această transformare. O transformare de 50 de kilograme documentată cu toate mesele, cu cântarul oficial în fiecare săptămână. Transformare live în timp real, da? Vă urez poftă bună, somn ușor și ne vedem mâine să vedem câte kilograme am. Haide să vedem, urșilor, că s-a terminat săptămâna 29 din singura transformare documentată, singura transformare live din lume. Haide să vedem dacă a reușit să slăbești săptămâna asta și să ajungem la 50 de kilograme slăbite, exact așa cum mi-am propus acum 2 ani jumate când am început această transformare. Dacă reușesc să ajung la 96,4, sunt, ha mă, pornești, sunt 50 de kilograme slăbite, urșilor. Nu vrea să pornească drăcia asta. Aha, hai că a făcut clicul. Hai să vedem, Doamne ajută. Cât? 96,6. Încă o dată. 96,3. Mamă, ce diferență, nu vine să cred. De unde ne-a mai diferența asta? Voi vedeți acolo, stați să mai focalizez aici. Deci nu înțeleg de unde diferența asta. Ne mai cântărim o dată și încă o dată. Uitați, țin mâna aici, da? Să nu ziceți că l-am resetat. Zero. Băi, de unde e diferența asta așa mare? De 300 de grame. Ia. Stau nemișcat. 96,3. 96,3 a doua oară. Hai că e bine. Încă o dată. Hai să vedem. Doamne, cât de curios sunt. Doamne, sper să fie 96,3, să fie 50 de kilograme stăbite. Ia uitați, urșilor, a treia oară, 96, stai că m-am mișcat, 96,3,
50,1 kg slăbite. Extraordinar. Extraordinar. Haideți încă o dată. Încă o dată, că nu vine să cred. M-a șocat. Doamne, am reușit să ajung în cele 29 de săptămâni, exact cum mi-am propus. Ia uitați, 96,3. Patra oară. Am reușit să ajung la 50 de kilograme slăbite în cele 29 de săptămâni, urșilor. Acum o să mergem imediat să scriem pe foaia mea acest rezultat extraordinar. Și dacă aveți o discuție cu cineva despre slăbit sau despre transformări corporale, nu uitați să-i răspundeți, să se uite la vlogurile mele. Pentru că aici văd ceva extraordinar, ceva ce nu s-a mai făcut în lumea asta. Singura transformare live, singura transformare documentată din toată lumea, în care am slăbit peste 50 de kilograme. Am plecat de la 146 de kilograme și acum cântarul meu arată 96 de kilograme. Ia uitați cum mi se văd venele pe picioare. Ia uitați cum mi se văd venele. Mamă, ce am slăbit, frate! Ce am slăbit! Ia că s-a oprit. Hai încă o dată. Hai să mai punem o dată. Stai așa că trebuie să mă urc pe el, că nu vrea să pornească. Hai, mă pornești? Așa. Gata, am pornit. Stai să mă dau jos. Zero, da? Deci nu vreau să fie sigură, frate, treaba asta, pentru că nu vreau să ne furăm căciula, nu vreau să mint pe nimeni, îmi place să fiu corect, nu vreau să mă mint nici pe mine, în primul rând. 96,3. Este, mă, yes, am reușit. Mă gândeam că trebuie să mai fac o săptămână, că nu am reușit să ajung. Mă gândeam că mai avem două săptămâni de tras, urșilor, dar este totul super bine, m-am încadrat exact așa cum am vrut eu. Ia uitați, urșilor, am scris aici pe foaia mea, săptămâna 29, 96,3 kg. Este un rezultat foarte, foarte bun, extraordinar, am reușit să ajung la 50 de kilograme slăbite. Iar față de săptămâna trecută sunt 900 de grame date jos. Foarte bine, am reușit să slăbesc foarte bine și săptămâna asta. Ia uitați, pe 7 ianuarie 2019 aveam 146,4 kg. Dacă vreți să vedeți toate clipurile de când am început, de pe 7 ianuarie 2019, intrați în seria aceasta Autoslăbește, pentru că am toate clipurile de atunci și puteți vedea cât de gras eram. Am slăbit 50 de kilograme! Este un rezultat super, super șmecher. Nu știți cât de mult mă bucur, urșilor, pentru acest rezultat. Nu știți de cât de mult timp așteptam acest rezultat, credeți-vă. Mi-aduc aminte când am început aceste vloguri, cât de puțină încredere în mine aveam și eu. Mi-aduc aminte cât de frică mi-era pentru că mă postam pe internet la 146,4 kg. Eram foarte speriat, nu știam să editez, habar n-aveam cum să editez un clip. Nu știam să tai un clip în două. A fost o călătorie foarte lungă, am învățat și eu o grămadă de chestii. Și pentru cei care sunteți noi pe acest canal sau cei care nu ați văzut clipurile mele de la început, vreau să vă duc un pic în trecut și să vedeți câteva secvențe din primele mele clipuri. Să vedeți cât de speriat eram, cât de greu vorbeam, nu aveam absolut deloc încredere în mine și bineînțeles să vedeți cât de gras eram. Astăzi este 7 ianuarie 2019 și mă pregătesc pentru prima zi de sală. M-am îngrășat foarte tare în ultima perioadă și trebuie să mă apuc de sală și de dietă. Haideți să ne și cântărim. Să vedem ce spune cântarul. M-am cântărit acum o săptămână, aproximativ. Aveam 140. Wow! Nu se poate. 146,4. Mamă. Da. Uf, nu știu ce să zic. În acest vlog veți vedea tot parcursul meu de la din ziua aceasta de 7 ianuarie 2019, cu toate mesele, ce mănânc în fiecare zi, cum mă antrenez, o să filmez și la sală și încerc să le integrez cât mai frumos în acest vlog, încât să nu vă plictisiți și să rămâneți cu ceva util după ce vă uitați la mine. Ne vedem la sală!
Ați văzut, urșilor, cum arătam atunci și cum vorbeam? E ceva extraordinar, credeți-mă. Am evoluat foarte, foarte mult și sunt super fericit. Tot timpul când mă uit la clipurile acelea din trecut, mă bufnește râsul, dar mă bucur atât de mult că le am pe acest canal și mereu când le văd, mi-amintesc de unde am plecat. Este fantastic să-ți vezi evoluția peste câțiva ani, să vezi cât de mult a evoluat. Este o senzație care nu se poate compara cu absolut nimic, credeți-mă. Așadar, cum am zis și în intro, s-a încheiat un capitol din viața mea, urșilor. Vă mulțumesc tuturor care ați fost alături de mine, care ați crezut în mine, care m-ați susținut cu un like, un comentariu, care v-ați abonat la acest canal, care mi-ați urmărit întotdeauna clipurile. Voi mi-ați dat putere să continui aceste clipuri, voi mi-ați dat putere să continui această serie și să duc la bun sfârșit această serie și să slăbesc cele 50 de kilograme și să facem istorie, fraților. Fiți alături de mine în continuare pentru că acest canal nu se oprește aici, voi mai scoate clipuri pentru voi, este posibil să mă îngrași în viitor, habar n-am, nu știu ce se poate întâmpla, dar la geneticul meu care are predispoziție pentru a se îngrășa, nu este exclus să mă îngrași și să facem încă un sezon din Oto Slăbește, să facem sezonul 5, dar bineînțeles că n-aș vrea să mai îngraș 50 de kilograme. Dacă mă îngraș mai mult de 10 kilograme, trebuie neapărat să mă motivez și să facem sezonul 5, pentru că trebuie să-mi țin greutatea asta sub control, da? Nu vreau să ajung mai gras de 105 kg în niciun caz. Trebuie să avem grijă de acum încolo, trebuie să ținem greutatea din scurt, pentru că dacă ne delăsăm așa și ajung să treacă câțiva ani, este foarte periculos și ne putem îngrășa foarte multe kilograme. Și asta vă recomand și vouă după ce slăbiți, da? Dacă vedeți că luați 5, 6, 7, 10 kg, după aia trebuie neapărat să faceți ceva și să intrați iarăși la o perioadă de slăbire, pentru că nu se poate, trebuie să ținem greutatea sub control. Eu aș fi foarte fericit dacă aș reuși să mă mențin până într-o 100 de kilograme. Vreau să iau o pauză acum de o săptămână, două, să încerc să mănânc mai mult. Cu riscul de a crește greutatea 3-4 kg nu este nicio problemă, dar să nu sar mai mult de 100 de kilograme. Și apoi aș vrea să facem o serie de menținere, da? Să facem un sezon nou de menținere. Dieta de după dietă. Să vă arăt ce mănânc la menținere. Pentru că am văzut că v-a plăcut foarte mult această serie din Oto Slăbește, dar momentan vreau să iau o mică pauză, vreau să fac câteva cheat day-uri, vreau să mai iau puține kilograme pentru că am început să nu mai mă odihnesc bine noaptea și nu este ok. Corpul meu a început să de asemenea și să se împotrivească la aceste kilograme. Da, știu, nu sunt foarte definit. Unii ar putea să spună chiar că încă sunt gras, dar trebuie să vă ascultați întotdeauna corpul, pentru că nu toți suntem făcuți să fim cu 10-15% procentaj de grăsime corporală, da? Unii oameni când ajung la 20% încep să se simtă rău, alții când ajung la 25% încep să se simtă rău. Dar bineînțeles că asta nu înseamnă și nu este o scuză să fim la 50% procentaj de grăsime corporală, să fim obezi, să avem 150-200 de kile. Nu, fraților, asta nu este o scuză, dar vreau să mai iau câteva kilograme ca să pot să mă odihnesc mai bine noaptea, să pot să mă antrenez mai tare și să încercăm să punem mai multă masă musculară decât am pus până acum. Am o grămadă de idei de clipuri în cap, o să scoatem foarte multe clipuri și din greșeli în fitness și o să vorbim despre o grămadă de subiecte, despre slăbit și despre masă musculară. O să scoatem foarte multe clipuri din Oto Mănâncă, o să încerc foarte multe lucruri noi, să vă împărtășesc și voi experiența mea, să vă spun dacă îmi plac, dacă nu-mi plac, dacă merită, dacă nu merită și așa mai departe. Dar bineînțeles, toate au legătură cu slăbitul și cu masa musculară. Ați văzut, chiar și când mănânc niște hamburgeri, eu vă dau acolo niște sfaturi. Nu există clip în care să nu arunc 2-3 sfaturi, așa, dacă sunteți deștepți și sunteți atenți la clipurile mele, din orice clip aveți de învățat. Încă o dată vă mulțumesc tuturor și dacă vreți să mă vedeți mai des, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, pe Facebook și pe TikTok la Miere TVO. Iar dacă vreți să vă fac un program de alimentație personalizat după nevoile și preferințele voastre culinare, dați-mi un mesaj în privat pe Instagram sau pe Facebook și luăm acolo legătura. Și bineînțeles, dacă vreți să fiți puternici ca niște urși, exact ca și mine, nu uitați să faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretvo.ro de cele mai bune produse apicole din țară, la cele mai mici prețuri, avem 10 de reduceri, plus suplimentar încă 10% la următoarea comandă. Produsele sunt premium, am câștigat o grămadă de diplome de locul întâi la târgurile naționale și internaționale apicole, iar aceste produse sunt puterea ursului, fraților. Dacă vreți să fiți puternici ca niște urși, exact ca și mine, trebuie neapărat să consumați așa ceva, produse apicole. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!